Domnule Iordănescu începe pregătirea pentru Euro și pe teren, pentru că în birou a început deja de câteva luni bune. Ce urmăriți de la aceste două partide de pregătire cu Irlanda de Nord și cu Columbia? Ok, bună ziua tuturor! Din păcate, această acțiune este prima și singura de altfel în momentul producerii calificării și turneul final. Dar cu asta trebuie să lucrăm și trebuie să căutăm și să găsim împreună soluțiile. Pentru mine această acțiune reprezintă un penultim filtru pentru deciziile finale care eu împreună cu staful meu trebuie să le luăm înainte de Euro. Un penultim filtru în care vă asigur că vom trata atât eu cât și staful și bineînțeles echipa aceste două jocuri de verificare ca unele de Euro. Avem această obligație. Este un penultim filtru în care putem să vedem băieții la joc, să mai tragem concluzii și să mai intervenim acolo unde este nevoie. La fel, procesul de pregătire care a însemnat numai mult de 4-5 antrenamente, le băgăm și pe acestea în acest penultim filtru. Un ultim filtru reprezentând cu siguranță pentru mine și staful meu perioada de la această acțiune și până la Euro cu toate evoluțiile băieților noștri la nivel de cluburi. Vom fi foarte atenți în monitorizare, să vedem evoluțiile lor și sperăm ca să fie cât mai multe și cât mai bune. Perioada din sfârșitul mai începutul lui iunie, de altfel cea mai scurtă pe care Național o are în pregătirea unui turneu final, deja fiind linie dreaptă și nu mai putem vorbi de un alt filtru. Cât de îngrijorat sunteți de situația jucătorilor noștri care nu prind suficiente minute la echipa de club? Sunt extrem de îngrijorat și mărturisesc faptul că aveam alte așteptări. Totuși, realismul nostru în autoevaluare, în pregătirea jocurilor și, bineînțeles, și în jocuri, ne-a adus la Euro. Deci avem datoria să fim foarte obiectivi în analiză, în primul rând, și conștienți de locul și momentul unde ne aflăm și doar așa putem să ne asigurăm că ajungem acolo unde ne dorim. Dar nu a fost un vis fără acoperire această calificare. Am produs-o cu foarte multă muncă, cu unitate, cu spirit, dar, cum am spus, foarte exigenți și în același timp obiectivi în ceea ce înseamnă analiza noastră autoevaluare. Care este situația în ceea ce privește adversarii noștri din grupă? Cum se situează ei comparativ cu noi? Spuneți mai devreme că sunteți îngrijorați că jucătorii noștri nu evoluează. Prin comparații nu stăm bine deloc, în mod special în acest sezon și nu numai. Hai să vorbim și un pic statistică, să fim pe înțelesul tuturor. Suntem destul de superficiali în spațiu public când analizăm adversarele și când prognozăm. Spunem că arătăm bine pe hârtie, dar hai să facem o comparație în primul cu Slovacia. Slovacia este la al treilea european consecutiv. Comparație cu noi, stau mult mai bine. 13-14 jucători care i-am regăsit în analiza noastră pe această campanie de calificări în lotul Slovaciei s-au regăsit și la ultimul european. Deci asta înseamnă deja o experiență importantă pentru ei. Când treci prin momente, știi cum să le gestionezi, înseamnă experiență internațională. La nivel de cluburi, Slovacia au avut două echipe în conferență, în grupe, și o echipă în primăvara europeană, Slovan Bratislava. Mai mult decât atât, la începutul campaniei Champions League, au avut 6 jucători implicați în grupele Champions League. În comparație, la cluburi sunt foarte rău. În ultimul rând, Slovacia a avut 10 jucători prezenți la nivel de club în primăvara europeană. Asta înseamnă o experiență internațională fabuloasă, din punct de vedere și mental.
îți oferă un confort incredibil în ceea ce înseamnă gestionarea momentelor și jocurilor la astfel de nivel. Dacă ne raportăm la Belgia, cred că nu mai e cazul să comparăm, pentru că clar că ne sunt superiori din punct de vedere al nivelului individual raportat cu competițiile europene și clar le sunt net superiori și slovacilor. Vedem în lot aproape aceiași jucători din preliminari. E corect dacă spunem că se mizează pe continuitate? Da, este foarte corect și cred că este cel mai obiectiv scenariu. În primul rând, într-o singură acțiune, nu știu ce se aștepta lumea să reconstruim echipa națională și de ce am trebuit să o facem. Ok, avem probleme la nivel de club, dar e un grup pe care l-am construit și care a performat. Le-am dat încredere acestor băieți și au confirmat. Nu numai că ne-am calificat, dar de o manieră fantastică, ne învinși de pe primul loc. Acești băieți au bucurat milioane de români. Trebuie să le dăm credit în continuare. Cu siguranță că sunt și alte nume pe care le monitorizăm. Sunt alți jucători care sunt aproape de ușa echipei naționale, dar trebuie să mergem pe stabilitate. Mulți ani la rând, atât specialiștii cât și suporterii echipei naționale au vorbit de continuitate, de stabilitate, de omogenitate. Le-am căutat și le-am găsit. Trebuie să ținem de ele. Neînsemnând că nu pot apărea și surprize. Neînsemnând că pe termen scurt și mediu, aici mă gândesc mediu și imediat după european, când vine din nou Liga Națiunilor și o competiție mai permisivă în care poți din nou să dai credit, să mai vezi alți jucători, să încerci să reintroduci jucători care au mai fost dar în trecut și nu au fost în ultima perioadă. Ușile sunt larg deschise, dar da, în linii mari am mers pe omogenitate. Mai mult decât atât am construit un ecosistem. Sunt lucruri funcționale. Nu putem să schimbăm atât de dramatic, nu din mers și nu într-o singură acțiune. Un alt unghi din care aș răspunde la întrebarea ta este, anume, din păcate, cu tristețe spun, diferența încă dintre competiția noastră internă și legile importante din străinătate. Sunt omul care are toate uneltele la îndemână ca să analizeze și o fac în mod constant, vă asigur de asta. Toate rapoartele, toate datele, indiferent că sunt tehnico-tactice sau fizice, plus prezența mea la foarte multe jocuri, din campionatele puternice și cupe europene, prezența mea fizică, e o diferență încă foarte mare. La ritm, la intensitate, la consistență, sunt cel care crede în competiția noastră internă și doresc ca să reușim să, și cred că putem să ne ridicăm nivelul, dar încă este o discrepanță foarte mare. Nu în ultimul rând, din păcate, cel mai clar exemplu, prestația echipelor noastre de cluburi la începutul Cupelor Europene. Și de ce spun la început? Pentru că, din păcate, prezența în grupe devine un lux. Ăla este un test important. Când ne lovim de jocuri internaționale, de foarte multe ori, clacăm. Și atunci, da, mizăm destul de mult și pe jucătorii noștri din străinătate, care chiar dacă au dificultăți unii între ei să se impună la nivel de club, totuși joacă la un cu totul alt nivel. E mai liniște acum? România este calificată la Euro. E mai ușor pentru un selecționer să muncească în aceste condiții la cărma unei echipe calificate la turneul final? Mi-ar plăcea să spun că e mai ușor, dar nu, dimpotrivă. Ambiția e și mai mare. E adevărat, e o presiune mare, dar pe care ne-am câștigat. E o presiune frumoasă. O presiune care ne face să fim motivați să ne depășim condiția. E o presiune care ne face să ne trezim zi de zi și să dăm mai mult, să muncim mai mult. Mi-aș fi dorit mai mult timp cu băieții noștri. Sunt și băieți care lipsesc pentru această acțiune. Mă gândesc în mod special la Vladimir Lascreciu, care are accidentare. Mai sunt și alți jucători pe care am monitorizat și am fost la limita unor decizii. Sunt jucători care pot apărea ca și surprize la ultima acțiune înainte de european.
suntem cu ochii largi deschiși, lucrăm sub această presiune, ne-am dorit-o, am acceptat-o, am îmbrățișat-o și acum chiar nu e cazul să ne plângem de ea. Sunt peste 20.000 de bilete vândute la meciul cu Irlanda de Nord. Probabil că cifra se va și dubla până la ora meciului. De asemenea, interesul suporterilor români pentru meciurile de la Euro a fost unul uriaș. A reușit echipa națională să readucă suporterii aproape? Cu siguranță, da. Prin muncă, prin sudoare, prin eforturi. Echipa a tras un semnal puternic la care România au răspuns prezent. Eu transmit numele meu, al staff-ului și al întregii familii a echipei naționale, un mesaj de recunoștință pentru suporterii noștri. Mi-au fost alături în cele mai grele momente și nu numai pe acest drum al calificării. Împreună am reușit calificarea. A fost o atmosferă unică, fabuloasă la ultimul joc cu Elveția și sunt momente pe care cu siguranță că le vom purta în suflet tot timpul. Ne bucură să-i avem alături, împreună suntem mai puternici. Sunt sigur că într-un număr foarte mare vor fi și la Madrid și sunt sigur că vom avea un suport foarte puternic la European. Sunt lucruri care pentru noi contează și suntem mândri că am reușit din nou să bucurăm suporterii echipei naționale a României și eu sunt mândru că antrenez băieți care au pus tot ce au mai bun în slujba echipei naționale, așa cum am cerut în prima clipa mea la echipa națională a României și aceste lucruri au produs această calificare frumoasă. Calendarul competițional a fost modificat în sprijinul pregătirii turneului final. Cât de benefică este această modificare? Extrem de utilă pentru mine și echipă. Înainte de orice trebuie să mulțumesc în primul rând conducătorilor cluburilor pentru acceptul dat, conducerii federației și conducerii LPF. Împreună au venit în sprijinul echipei naționale. Cu toate astea avem cea mai scurtă perioadă înainte de pregătire, înaintea unui turneu final din istoria modernă a echipei noastre naționale. O provocare maximă pentru mine și pentru staff-ul meu. Echipa națională a plecat în această campanie a calificării pe un drum al adevărului. Adevărului pentru că am construit împreună valori și principii puternice, oneste, drepte, în sprijinul eticii muncii noastre. Multă lume a venit pe parcurs, măcar dacă nu de la început, alături de noi. E un drum al devotamentului, al dorinței ca fiecare dintre noi să dea totul pentru a fi mai bun și culminând cu o unitate și un spirit al grupului care să depășească orice fel de obstacol. Și am depășit multe obstacole în această campanie. Echipa națională reprezintă pentru mine locomotiva realității fotbalului românesc, care încă suferă și cu toții ne dorim ca competiția noastră să-și ridice nivelul. Un lucru esențial pentru echipa națională și evoluția ei în continuare. Aveam nevoie de această perioadă scurtă cât am obținut-o, dar suplimentară în ajutorul pregătirii europeanului și pentru asta sunt recunoscător și sunt încrezător că sunt zile în care mai putem pune la punct detalii importante în pregătirea turneului final. A fost lansat trailerul filmului În inima naționalei. Care a fost impresia dumneavoastră în momentul în care l-ați văzut? Foarte impresionat, sincer. Am văzut și eu trailerul, este impresionant. Cu siguranță și alte imagini care au fost surprinse pe parcursul această campanie și mă bucur că românii vor avea posibilitatea să vadă cât și cum s-a muncit pentru această calificare. Sunt momente în cel mai natural mod din intimitatea, din sufletul echipei naționale a României. Dar cred că trebuie să clarific ceva pentru ca lumea să știe.
Atunci când am plecat în această campanie, am avut puternica convingere că ne vom califica și am vrut să surprindem anumite momente care, bineînțeles, ulterior să le transformăm într-o poveste. Au fost 3-4 persoane maxim aici, incluzându-mă pe mine, care am luat decizia și eu am acceptat ca aceste imagini să fie surprinse fără cunoștința celor restul din delegație și ar băieților, bineînțeles. Dar vă spun cu sinceritate că pe parcurs inclusiv eu am uitat de această cameră care supraveghea, între ghilimele, activitatea noastră. N-a fost în toate momentele, dar în momente speciale, în vestiar, în anumite ședințe, de pe teren, din intimitatea echipei noastre. Ne-am dorit să facem și o surpriză băieților, pentru că neștiind de ea, cu siguranță că au fost ultra natural. Acum rămâne ca suport echipei naționale să vină în număr cât mai mare și să se bucure de aceste imagini. La prima vedere, mărturisesc că nici pentru mine n-a fost neapărat un confort să știi că ai o cameră care supraveghează, dar cum am spus, pe parcurs efectiv nu ne-am simțit prezența, pentru că întreaga atenție a fost pentru pregătirea acțiunilor și, bineînțeles, a jocurilor.